Paleta largă de activități și preocupări culturale artistice a Reghinului este de acum completată de munca reghinencei Elena Harja. Are 53 de ani și s-a remarcat în ultima perioadă prin picturile în manieră naivă, care au apărut deja în mai multe reviste de specialitate. Mulți o cunosc datorită cărții de basme pe care a lansat-o recent. Proiectele sale artistice au început în 1996, când a participat la un concurs de creație, poezie și teatru scurt, lansat de Biblioteca Romulus Guga. 3 piese de teatru scurt în 2 zile, 2 trebuiau trimise, le-am trimis, iar în 2 săptămâni am primit răspunsul ca să merg, fiindcă se face premiera, eu fiind câștigătoarea locului al 3-lea. Locul 1 era ocupat de o profesoară de la Liceul Unirea și locul al 2-lea de o actriță de la Teatrul Național. Locul 3 a fost Elena Harja, fiindcă probabil, ca să zici că un tehnician veterinar a luat locul 3 la creație literară, probabil li s-a părut puțin așa, nu ca perete, dar așa a fost. Inspirația nu i-a lipsit la acest concurs, după ce, înainte cu un an, făcuse o călătorie în țara mirodenilor, unde avea să descopere o cultură indiană în care să se regăsească. Filozofia astfel cunoscută a inspirat-o și în scrierea basmelor pe care le-a publicat recent. În 1995 eu am fost în India și îmi place foarte mult cultura indiană, cultura hindusă. Practic și o meditație. Am aprofundat mult din puținele cunoștințe pe care eu le-am avut despre existența umană. Dar poveștile sau basmele rămân basme și fiecare le ia după înțelepciunea și puterea lui de pătrundere. Se spune că basmele sunt pentru copii, dar adulții au și ei de învățat din morala lor. La fel e și cu pictura naivă. Unii o consideră a celor mici, dar se bazează pe tehnici clare și se adresează în egală măsură copiilor și adulților. Elena Harja și-a descoperit acest talent sprijinită de conducerea Asociației Artiștilor Plastici din Târgu Mureș. M-a și catalogat domnul Mureșan că sunt pictor naiv, după ce am învățat conștiincios lecțiile care m-a învățat de clasa 5-a, de tonuri, de galben, de griuri, și după aceea am arătat un tablou pictat de mine acasă și a spus: doamnă, dar dumneavoastră ești pictor naiv, du-te înainte cu stilul acesta. Și așa că de atunci, anul acesta, am pictat și am pictat mult. Am pictat și am fost apreciată și am fost chemată în țară la expoziții naționale și am apărut în 5 albume și în alte 4 reviste naționale de artă naivă și nici mie nu vine să cred. Dar mai multe despre concepțiile artistice ale Elenei Harja, felul cum s-a regăsit în artă, completându-și un gol din suflet, aflați la Reghin TV duminică de la ora 21, urmărind emisiunea Reghin Exclusiv.